Pușculițe virtuale pentru mărunțiși, Roundup și Cashback sunt două dintre modalitățile utilizate din ce în ce mai des pentru a strânge bani fără să simți efortul. E vorba despre sume mici pe care banca le adună în contul nostru atunci când facem cumpărături cu cardul sau telefonul. Economiștii ne avertizează, putem fi tentați să cheltuim tot mai mult. Odată cu plățile pe care le facem pe card, ni se întorc în cont sume mici. Astfel, leu cu leu putem strânge o sumă frumoasă pe termen lung. Primul pas este să accesăm aplicația bancară a cardului pe care îl folosim și să vedem ce oferte de cashback există, apoi să le alegem pe cele potrivite pentru noi. Așa am economisit într-o lună 73 de lei, dintre care 24 s-au întors înapoi de la un hipermarket, 21 de la o benzinărie și pe rând între 4 și 14 lei de la o farmacie, de la o agenție de evenimente și de la un brand de haine. Din 2020 de când noi am lansat acest program, creșterea a fost una și constantă, dar da. și accelerată pot spune, atât din perspectiva clienților care au aderat la, la, platformă, dar și a partenerilor care au venit cu oferte. La un moment dat, după ce făceam mai multe tranzacții, mă intram acolo la economie și pa, 100 de lei, 200 de lei, de unde să este Metodele nu conving însă pe toată lumea. Nu știu dacă mi s-a părut doar o strategie de marketing sau era ceva real. Adică nu mi-a inspirat încredere neapărat. Cui nu i-ar plăcea să primesc bani înapoi? Roundup-ul este o altă opțiune care ne ajută să economisim câte un pic. Ne rotunjește suma pe care o plătim atunci când facem o achiziție virtuală. De exemplu, atunci când cumpărăm de 36 de lei, banca ne va lua 40 de lei din cont, urmând ca cei 4 lei să intre în contul nostru de economii. Această diferență o virează fie într-un buzunar, uh, pentru cei care vor să economisească, fie această sumă poate fi direcționată către unul dintre ONG-urile incluse în aplicația noastră, dacă acel utilizator vrea să facă donații recurente. Prin rotunjire la un salariu mediu de 5.000 de lei după cheltuierile lunare, ajungem să primim înapoi 500 de lei. Specialiștii spun însă că, de dragul unor astfel de sisteme de economisire, am putea fi tentați să cumpărăm tot mai mult. De fapt, nu faci decât să cheltuiești din ce în ce mai mult încercând să economisește, iar nu asta e ordinea corectă. Este o găselniță de marketing care e legată de consum mai mare de a cheltui mai mulți bani de a folosi mai des cardul respectiv sau produsul respectiv sau serviciul respectiv. Datele arată că unul din cinci români nu reușește deloc să pună bani deoparte, iar aproape jumătate economisesc cel mult 500 de lei lunar. Mai grav, dacă rămân fără venituri, 65% dintre românii nu au bani să trăiască nicio săptămână, spre deosebire de polonezi care se descurcă din economii chiar și un an.